Suntem în prag de toamnă, iar părinții caută deja ghiozdănelul, hăinuțele și rechizitele necesare copilului pentru noul an școlar. Dar orice părinte este preocupat și de starea de sănătate a micuțului. Câteva plante ayurvedice, combinate după o veche rețetă, au efecte excelente în protejarea organismului copilului. Cu detalii, dr. Carla Fabian, competențe apifitoterapie și ayurveda. Se știe că odată cu luna septembrie pot să apară schimbări bruște de temperatură care pot să pună într-o oarecare dificultate capacitatea copilului de a se adapta la aceste schimbări. În situația în care el are și un sistem imunitar slăbit, pot să apară frecvente răceli, viroze și alte probleme de sănătate pe care copiii le pot prezenta în această perioadă. În plus, odată cu luna septembrie, reîncepe încadrarea copiilor în colectivități. Suntem în pragul noului an școlar și este necesar ca sistemul de sănătate al copilului să fie întărit pentru a fi pregătit să intre sau să revină în colectivitate. Pentru ca în urma contactului cu ceilalți copii, care e posibil să fie purtător de diverse microorganisme patogene, să nu se producă o răspândire a acestor microorganisme care să creeze probleme de sănătate copiilor. Începând cu această perioadă, copiii pot fi protejați prin administrarea unor remedii naturale pe bază de plante cu efect preventiv. Există multe plante care au efect foarte bun asupra stimulării imunității copiilor. Evident că pentru copii este mai ușor să administrăm aceste remedii sub formă de sirop, pentru că este mult mai ușor de administrat, chiar și la vârstă mai mică, știut fiind că copiilor sub vârsta de 5 ani nu le este indicat să fie administrate remedii sub formă de pastile. Medicina ayurvedică recomandă administrarea remediilor din plante sub formă de siropuri, care în general sunt procesate în miere. Un asemenea remediu complex ar trebui să aibă în principiu mai multe proprietăți, și anume să stimuleze sistemul imunitar al copilului, să întărească sistemul imunitar, să aibă în felul acesta efect antiinflamator, antifebril, antibacterian, antiparazitar, antimicrobian. De asemenea, remediul trebuie să aibă efect tonic general asupra organismului copilului. Trebuie să fie întărit sistemul respirator. Plantele respective care sunt conținute în remediu trebuie să aibă efect tonic respirator, antitusiv, expectorant și bronhodilatator. În felul acesta, inclusiv copiii care sunt predispuși la recidivele astmatice din perioada de toamnă sunt protejați. De asemenea, un asemenea remediu trebuie să aibă efect de normalizare și stimulare a secrețiilor digestive pentru a permite astfel un apetit normal al copilului, acesta putându-se alimenta corect și în felul acesta putând să digere și să asimileze toate principiile nutritive din hrană și de asemenea să aibă un tranzit intestinal normal, cunoscută fiind predispoziția copiilor de a se dezechilibra mai ușor la nivelul intestinului. Odată cu intrarea în colectivitate, copiii pot fi afectați de emoțiile schimbărilor ce apar în viața lor. Și tocmai din acest motiv, copiii ar trebui să primească și plante sau remedii pe bază de plante care să aibă un efect tonic asupra sistemului nervos, care să le asigure o stare de echilibru psihoemoțional și de asemenea să-i ajute să poată asimila în mod armonios toate informațiile pe care ei le preiau în noul cadru în care vor activa. Siropul Happy Kid, marca Ayurmed, distribuit de Star International Med, este un tonic și regenerator din plante ayurvedice destinat copiilor. Siropul Happy Kid susține sistemul imunitar, ajută la menținerea apetitului și la asimilarea corectă a substanțelor nutritive din hrană. De asemenea, menține balanța florei intestinale, asigură un tranzit digestiv normal și contribuie la dezvoltarea fizică și psihică armonioasă a copilului. Iar conținutul delicat de miere îl face plăcut la gust și ușor de tolerat.